Revenind la panoul de onoare, discutăm în a doua parte a emisiunii despre ceea ce se va întâmpla mâine la Consiliul Județean, despre ceea ce se va întâmpla sau ceea ce nu se va întâmpla, pentru că la ora la care vorbim e total neclar dacă se va ține sau nu ședința de Consiliu Județean convocată de cei 17 consilieri ai Alianței de Opoziție, formată din consilierii județeni de la PDL, PNL și PPDD. Am văzut zilele trecute un punct de vedere oficial remis presei de secretarul Consiliului Județean, mă refer la Cristina Rădulea Zanfirescu, este vorba de fica Zoicăi Zanfirescu, în dulcele stil clasic, așa cum v-ați obișnuit cu toții la Gorj, posturile se cam lasă moștenire într-o nesimțire așa fără de margini. Nu cred să se mai întâmple astfel de lucruri în alte zone ale țării, ca mămicuța să-și lase fica fix pe postul pe care mămicuța a fost zeci de ani. Sigur, dreptul și legea e o chestie foarte clară. La Gorj vedem că se înconvoie ca oțelul în funcție de interesul politic. Îl avem prin telefon pe președintele PDL Gorj, domnul Dan Vâlceanu. Bună seara, Dan! Bună seara! Cum întâmpini ședința de mâine? Bun, este clar că o întâmpin cu încredere, pentru că, așa cum v-am spus de mai multe ori și am spus-o la toate posturile care s-au interesat de ședința asta noastră, noi mergem la ședință cu încredere și, în primul rând, încredere unii în alții. Pentru că ne-am obișnuit de 20 de ani în Gorj să se caută trădarea și trădătorii. Din păcate, pentru cei care o caută, adică pentru PSD și domnul președinte Călinoiu, s-au cam terminat și trădătorii și trădarea. Eu cel puțin așa sper și asta că în momentul ăsta, pentru că suntem foarte uniți, consilierii noi majorități. Ați avut o ședință reunită cu consilierii sau doar cu liderii în ultimele zile? Am avut ședințe reunite cu toți consilierii județeni, care fac parte din noua majoritate, pentru că mi se pare normal să fie informați cu ce se întreprinde și care este planul de bătaie al nostru și să ne consultăm înainte de această ședință. Cam la ce tipuri de presiune au fost supuși în aceste zile consilierii opoziției? Bun, există tot felul de presiuni. Așa cum știți, din momentul în care a fost acel vot prin care amânam un proiect al președintelui Ion Călinoiu, totul a trecut la un alt nivel, pentru că am avut de-a face cu disperare. Până acum, domnul președinte ne-a obișnuit cu atitudinea asta de a călca totul în picioare, de nepăsare, de, cum să vă spun, dispreț total față de orice înseamnă dialog. Dar de acum deja a trecut la disperare și lucrul ăsta s-a făcut la consilieri. Au fost căutați consilieri de la toate partidele, s-au încercat să fie convinși să trădeze, că până la urmă asta caută. Nu s-a întâmplat așa. Și din punctul ăsta de vedere, probabil ați văzut că au circulat informații în ultima perioadă că domnul președinte a tot fost pe la București să rezolve problema cu PPD de la centru. Da. A fost și zilele astea? Eu așa știu că a fost și zilele acestea. S-ar putea să nu fi fost eu informat bine, dar nici nu cred că e foarte interesant pentru noi ce face dânsul. Pentru noi e foarte interesant ce facem noi. Întrebarea mea este dacă Ion Călinoiu s-a resemnat sau dacă continuă să facă presiuni în căutarea de trădători. Eu nu cred că s-a resemnat. Probabil că asta dorește dânsul să credem. Dar eu știu că nu e așa, pentru că toată lumea știe ce se poate întâmpla la Consiliul Județean dacă este pierdută majoritatea, adică vor ieși scheleții din dulap. Este corect. Știm cu toții că a fost o totală lipsă de transparență la Consiliul Județean și la instituțiile și la firmele din subordina Consiliului Județean. Întrebare. Dumneavoastră, cei 17 consilieri din proaspăta Alianță de Opoziție,
cam câte zeci de mii de alegători gojeni reprezentați în momentul de față, dacă puteți să faceți o estimare? Suntem 18 consilieri. 18. Să știți că, chiar dacă domnul Grecia a fost, cum să vă spun, făcut chiseliță de presă pentru prezența la acea ședință, noi încă îl considerăm unul de-al nostru, pentru că până la urmă la această ședință n-a votat împotriva proprii colege. Dar dacă mi-aduc aminte bine, la alegerile locale s-au prezentat la vot în jur de 160.000 de oameni. Deci asta înseamnă că reprezentăm vreo, nu știu, 90.000. Bun. Cam aici pe undeva. Una peste alta, dumneavoastră, cei 90.000 prin dumneavoastră, că dumneavoastră reprezentați, doresc mâine o ședință, iar domnul Călinoiu și cu fiica Zoica Izanfirescu nu vor. E normal să le interzică acest lucru în cazul a 90.000 de gorjeni? Nu, nu e normal deloc. Însă să știți că este un lucru mult mai grav de atât. Și este un lucru la care știu că țineți și dumneavoastră foarte tare. Și țin oameni în general foarte mult. Este vorba de respectarea legii și de respectul față de lege, pentru că dacă nu mai respecti legea, înseamnă că e anarhie. Și avem de-a face cu genul ăsta de oligarh sau, nu știu, de baron, bine, până la urmă, este un lucru deja arhicunoscut, că genul ăsta de personaj este denumit în politica românească baron. Pentru că dacă ați fost atenți, domnul președinte are tot timpul dreptate. Niciodată nu și-a pus problema până acum că și ceilalți care merg acolo în Consiliul Județean și ei reprezintă oameni și ei au dreptul la opinie și până la urmă nimeni nu are tot timpul dreptate. Pe de altă parte, de asta vreau să vă spun. Dom'le, este incredibil cu cât dispreț sau cât disprețul oamenii ăștia față de lege. Există o singură condiție în legea 215 referitor la excedentele extraordinare pentru convocarea lor. Așa. Atunci când vine vorba de consilieri, să fie minim o treime. În rest, sunt alte chestiuni care țin de administrație după ce hotărârile sunt luate. Sau țin de instanța de contențiu. Deci, ei știu foarte bine lucrurile astea. Domnule președinte, eu nu pot să cred că sunt atât de slab pregătiți. Până la urmă, deși nu neg nici că s-ar putea să întâmple așa. Până la urmă, domnul Călinoiu, săptămâna trecută, știm cu toții, a convocat o ședință de Consiliu Județean dorindu-și schimbarea unui vicepreședinte. S-a putut, a fost legal să se convoace acea ședință. Același lucru l-a făcut și dumneavoastră săptămâna aceasta și iată că nu mai e legal. Ședința are un obiect identic, schimbarea unui vicepreședinte. Săptămâna trecută, când a vrut Călinoiu, s-a putut. Acum, când vor alții, nu se mai poate. Să știți că, din punctul ăsta de vedere, l-ajută și legea. Președintele Consiliului Județean este singurul care poate convoca și ședințe ordinare și extraordinare. Consilierii județeni, o treime din consilierii județeni, nu pot convoca decât ședințe extraordinare. De aici și denumirea de ședință extraordinară până la urmă. Nu neapărat subiectele care se discută în ședință o fac să fie extraordinară, ci faptul că o treime din consilieri nu convoacă ședințe lună de lună, pentru că nu au cum, nu au dreptul. Este clar. Domnule Vulceanu, prefectul sau aparatul prefectului ar fi putut să se exprime public în aceste zile, să tranșeze lucrurile, să spună are dreptate PSD-ul sau are dreptate opoziția? Dacă erau întrebați, cred că da. Știu, mi-amintesc că astăzi domnul prefect a spus doar că vă va deschide ușa la sala Maură și că nu vă va lăsa pe hol, atât. Să știți că i-am transmis domnului prefect invitație la ședință. Și prin aceeași adresă l-am rugat să ne pună la dispoziție sala a prefectului. Nu prea vă mai auziți. O ultimă întrebare. Vă spuneam. Da, vă rog. Premierul Ponta n-a vrut sau n-a putut să-l ajute pe Ion Călinoiu în aceste zile? Da, asta e o întrebare într-adevăr capcană. Eu cred că nici una, nici alta. Nici n-a vrut și nici cred că nu mai poate. Bun, eu vă urez succes mâine și dacă veți ajunge la putere, să nu faceți ca Ion Călinoiu. Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. O seară plăcută. Salut. Iată lucruri destul de interesante spuse de
președintele PDL Gorj. O să continui până când regia încearcă o legătură telefonică cu președintele PPDD Gorj, doamna Niculina Mocioi. Domnul Dan Vulceanu tocmai ne-a dezvăluit că din întâlnirile directe avute cu cei 18 consilieri ai opoziției, a constatat că domnul Călinoiu continuă să facă tot felul de presiuni, căutând unul sau mai mulți trădători. Iată că domnul Călinoiu nu s-a resemnat, domnul Călinoiu face drumuri la București pentru a rezolva acolo ceea ce nu mai poate rezolva la nivelul județului. Și iată că nici domnul Ponta, după cum spunea Dan Vulceanu, nici nu vrea și nici nu poate să îl ajute în aceste momente de criză pe domnul Ion Călinoiu. Înțeleg că o avem prin legătură telefonică și pe doamna președinte a PPD de Gorj, doamna Niculina Mocioi. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc mult că ați acceptat să interveniți telefonic. L-am avut adineauri și pe domnul președinte Dan Vulceanu, care ne spunea că, din informațiile dânsului și din contactele directe avute cu consilierii opoziției, n-au încetat intimidările, încercările de a determina acești oameni să trădeze și să spargă alianța de opoziție. Ce ne puteți spune pe această linie? Da, este evident că în aceste zile cei de la PSD au uzat de toate pârghiile pe care le aveau ca să ne intimideze consilierii. Important este că demersurile dumnealor nu au reușit absolut nimic. Mai mult decât atât, le-au întărit, dacă vreți, convingerea consilierilor că fac ceea ce trebuie până la urmă. Doamna președinte, în momentul de față, câți consilieri aveți garanția că vor veni mâine și câți dintre consilierii opoziției aveți garanția că vor vota cu opoziția mâine? Eu nu cred că vor fi probleme. Eu pot automat garanta pentru cei 5 consilieri pe care PPDD-ul îi are în Consiliul Județean Gorj. Nu cred că vor fi probleme nici la PNL și nici în PDL. Deși vă dați seama că în toate aceste zile, pe diverse canale, cei de la PSD au făcut tot posibilul să ajungă informații, să intoxice, cum că ar fi reușit dumnealor să-și atragă de partea lor anumiți oameni, bacă de la PNL, bacă din PPDD. Eu vă spun că din PPDD nu și-a atras pe nimeni. L-am întrebat și pe Dan Vulceanu, prefectul și aparatul prefectului trebuia să iasă public în aceste zile să tranșeze discuția și să spună exact ce prevede legea în privința convocării ședinței de mâine, dacă e legal sau nu? Eu nu pun niciun fel de problemă în privința convocării. S-au urmat pașii legali, dacă vreți. Consiliul Județean are un regulament de funcționare și organizare, nu funcționează așa a priori. Iar în acest regulament este stipulat foarte clar la articolul 32, ședințele extraordinare pot fi convocate de o treime din consilierii județeni. Deci iată că în acest caz de fapt este peste jumătate și atunci este o ședință legală. Dar fiica doamnei Zoica Zanfirescu, doamna Cristina Rădulea Zanfirescu, ne spune că nu e așa. Este strict o problemă a dumneai în a interpreta legea. Până la urmă se prevede destul de clar, trebuie doar să citești. Ați avut vreodată curiozitatea să vă întrebați colegii din Parlament dacă în alte județe se mai moștenesc funcțiile publice ca la noi? Și avem cazul Zanfirescu, Zoica a lăsat moștenire postul fiicei dânsei. Da, nu vreau să intru foarte tare în acest subiect. O să mă rezum la ceea ce se va întâmpla mâine. Nu văd niciun impediment legal privind convocarea acestei ședințe. Este
Credeți că ultima întrebare. Credeți că premierul Ponta n-a vrut sau n-a putut să-l ajute pe Ion Călin în aceste zile? Greu de spus. Spre ce ați înclina, având în vedere informațiile și flerul dumneavoastră? Ce pot să vă spun este că s-a încercat, dacă vreți, pe toate palierele pentru a găsi susținere, să spunem așa, la cel mai înalt nivel. S-a încercat. Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. O seară frumoasă și succes. Mulțumesc. Mâine aș ruga regia să ne-l ia prin telefon și pe liderul PNL Gorj, domnul senator Dian Popescu. Au mai rămas câteva ore, începe și campionatul mondial de fotbal. Din câte știu, la ora 23 va fi primul meci, Brazilia-Croația. E un prilej pentru mulți dintre noi să ne reîntâlnim cu civilizația fotbalului veritabil, să mai uităm de decăderea bruscă a echipei noastre de suflet, Pandurii Târgu Jiu, fosta vicecampioană a României, adusă cam în sapă de lemn, în foarte scurt timp, de vicepreședintele PSD Gorj, Mihăiță Prunariu. E foarte greu de spus ce se va întâmpla mâine. Înțeleg că îl avem și pe Dian Popescu. Bună seara, domnule președinte! Bună seara! Domnule președinte, mâine a trebuit să se țină o ședință de Consiliul Județean convocată de opoziție. Și care sunt informațiile dumneavoastră de ultimă oră? Se va ține, nu se va ține? Care vor fi urmările? Sincer, nu cunosc foarte multe, nici în ce privește legalitatea mult discutată, pentru că am înțeles că PSD-ul și secretara Consiliului a refuzat să semneze de legalitate această ședință. Ce știu de la colegii mei, sunt consilieri, că dânsii vor merge mâine la ședință, vor citi și articole de lege care permit convocarea acestei ședințe și din punctul lor de vedere este un abuz al secretarei, al președintelui Consiliului Județean, care nu dorește să participe și nu recunoaște această ședință, care din punctul meu de vedere și a altor juriști, vom vedea până la urmă care va fi decizia, este perfect legal. În ce au constat presiunile în aceste zile, din informațiile dumneavoastră, asupra consilierilor opoziției? Sincer, n-aș vrea să intru eu pe în acest sens și astăzi. V-aș ruga să întrebați pe ei care au fost presiunile asupra lor de a nu participa la ședință, de a vota într-o direcție sau alta. Nu aș vrea să fiu nici avocatul domnului Călinoiu și a PSD-ului de a-i apăra, pentru că presiunea s-a făcut foarte mare, dar nici nu vreau să mă amestec în această direcție, dar ei sunt convins că vor spune presei la ce presiune au fost puși. Din punctul meu de vedere, am spus-o și cu altă ocazie, asta este democrația, trebuie să înțeleagă toată lumea, se poate forma o nouă majoritate, se poate schimba această majoritate, trebuie să înțelegem și să acceptăm jocul democratic. Dacă nu-l acceptăm, înseamnă că avem în județ în acest moment o dictatură oligarhică. Era normal ca în aceste zile Prefectura Gorj să tranșeze polemica legată de legalitatea ședinței de mâine? Da, era normal să dea chiar un comunicat Prefectura în acest sens, pentru că până la urmă consilierii județeni sunt aleși cetățenilor din județul Gorj și oamenii sunt interesați de această ședință. Într-adevăr, Prefectura trebuia să spună, cunoscându-se că a apărut un scandal public pe această temă, că întrucât PSD-ul nu recunoaște această ședință, deși este convocată de o treime, așa cum prevede legea, minim o treime, convocată și semnată de 18 consilieri, practic și de o majoritate a consilierilor județeni, deci depășind cu mult o treime, Prefectura, într-adevăr, aveți perfect dreptate, a spus foarte bine, trebuie să-ți pronunce asupra legalității, ăsta este rolul prefecturii. Premierul Ponta n-a vrut sau n-a putut să îl ajute pe un Călinoiu în aceste zile? Cred că domnul prim-ministru Victor Ponta a înțeles jocul democratic și jocul democratic se discută de alianțe. Dacă ați văzut, domnul prim-ministru Victor Ponta a încercat, ca lider al PSD, a încercat să facă o alianță cu PPDD-ul la nivel central.
Bineînțeles că s-a izbit foarte puternic de opoziția UNPR-ului și a UDMR-ului, care au mers, chiar dacă n-a fost publică declarația, din culise, vă spun eu, au mers până la, a ieșit de la guvernare și a părăsit barca PSD-ului dacă fac alianța cu UNPR-ul. Au spus asta doar pentru a obține posturi în plus? Nu am înțeles. UDMR-ul și UNPR-ul au făcut această opoziție la dorința premierului de a se alia cu Dan Diaconescu doar pentru a obține posturi în plus? Nu știu dacă asta a fost ideea, că n-au ce posturi în plus să obțină. Nici UDMR-ul și poate mai mult UNPR-ul, care are o alianță până în 2020 cu Partidul Social Democrat. Ce credeți? Se va realiza alianța? Așa? Ei au invocat alte motive. Ei au invocat alte motive, după cum am văzut. Nu le-a convenit modul în care, la nivel central, s-au comportat liderii, practic. Cearta între Dan Diaconescu și premierul Victor Ponta. Aici, din punctul meu de vedere, nici Dan Diaconescu n-a avut un comportament corect. Adică mergi la negocieri cu un lider și a doua seară pe post îi spui că seamănă cu Mickey Mouse. Și cred că aici s-a și oprit undeva la aceste dispute, din punctul meu de vedere, nu foarte elegante între lideri, de aceea au și fost această reacție și au UDMR-ul. UDMR-ul fiind totuși un partid care nu este obișnuit cu astfel de catalogări și a considerat că se fac de râs dacă merg cu Partidul Poporului în alianță la guvernare. Până la urmă se va alia... Eu nu pot să spun acest lucru niciodată, întrucât discutăm de consilieri aleși de cetățenii județului Gorj, deci asta este opțiunea dânșilor și atunci trebuie să respect acești consilieri, la fel cum îi respect pe toți. Pentru mine sunt partide egale, atâta timp cât au în spate votul cetățenilor din județul Gorj. Până la urmă se va realiza alianța PSD-PPDD? Mi-a spus o întrebare destul de grea în acest moment, pentru că politica este volatilă. Nu pot să știu ce va cere Dan Diaconescu, nu pot să știu ce e în spatele încercării acestei alianțe, pentru că Dan Diaconescu nu este parlamentar și a făcut și multe greșeli în acest moment în negociere, neîntrebându-și parlamentare și grupul parlamentar de la București. De aceea și parlamentarii PPDD de la București au reacționat la aceste încercări de negociere ale domnului Dan Diaconescu. Pe de altă parte, din teritoriul Dan Diaconescu a primit o serie de răspunsuri tranșante că aici își stabilesc dânsii alianțele, nu le stabilește de la centru. De aceea cred totuși că se va forța o alianță, nu știu ce stă în spatele alianței sau chiar dacă știu de ce accept alianța cu PPDD-ul, nu pot să spun că este doar, cum spuneți dumneavoastră, învățați pe surse. Pe surse știu de ce își doresc foarte mult să ia pe PDD în acest moment, dar din punctul meu de vedere cred că se va merge pe o alianță din aceasta tacită. PPDD-ul va primi niște, la nivel central, niște promisiuni pentru anumite jocuri de culise, iar în teritoriu se va transmite de la centru pentru a merge cu PSD-ul. Aici este o altă problemă, că nu sunt convins că filialele județene vor asculta centru. Să știți că nu toți ziariștii lucrează pe surse sau numai pe surse. Ultima întrebare. Anumite organe de presă locale... Toți jurnaliștii, da. Bine că ați punctat, da. Nu toți jurnaliștii lucrează pe surse, pentru că, trebuie să spun, dacă tot m-ați invitat, auzeam la un post local, ce-i drept, pe surse, spunând aseară numai prostii vis-a-vis de mine și de opțiunile pe care le-aș fi avut la București. E păcat că ajungem să dezinformăm opinia publică, având posibilitatea să dai un telefon și să ceri punctul de vedere. Adică... Bun. Ce scuze? Da, într-adevăr, s-a spus ieri că nu mai beneficiați de suportul conducerii centrale a PNL. Da, n-am vrut să spun așa ceva. Da, nu, este o manipulare impusă de Partidul Social Democrat. Este cert, cunoscut pentru toată lumea, sunt persoana de care le e frică, știu că nu mă pot corupe pentru a le face jocurile. Știți bine că am fost o opoziție destul de puternică, până când am fost atât, când am fost în USL, am respectat protocolul. În momentul în care nu mai suntem în USL,
sunt o voce destul de dură la adresa lor, dacă și-ar dori foarte mult PSD-ul, dacă și-ar dori ceva foarte mult politic în acest moment în județul Gorj, și-ar dori ca eu să mai fiu liderul Partidului Național Liberal și să poată atașa Partidul Național Liberal bucată cu bucată. Nu li se va întâmpla acest lucru, le transmit de acum acele minciuni pe care le pasează ei pe unele post al lor, că n-am susținerea centrului, nu înțeleg, ei nu înțeleg democrația. Vedeți, dumneavoastră, cred că e dictatură ca la București. Ce înseamnă să n-am susținerea centrului? Centrul, la nivel de partid, înseamnă un birou politic național format din 47 de colegi, omologii mei filiale din celelalte filiale. Ei se gândesc la lider, permanent gândesc la liderul suprem. Rămâne, dacă nu mai ești prieten cu liderul al mare, nu mai susținerea centrului. Iar o minciună, cel puțin puteau să vadă că a plecat Crin Antonescu, un om de care a fost foarte apropiat, dar a venit un alt președinte la care, pentru ei, pentru acești jurnaliști care dau asemenea minciuni, sunt mai apropiat. Ei nu știu sau nu-și aduc aminte că actualul președinte Klaus Iohannis a fost la Gorj special la mine în filială, pentru că era o relație personală între mine și Klaus Iohannis, și le transmit pe această cale că eu am fost unul dintre cei patru care am discutat cu Klaus Iohannis să vină vicepremier în guvernul Victor Ponta și am venit cu el și l-am pus în fața lui Crin și am discutat această variantă. Deci ca atare mai au de așteptat până Dian Popescu nu va fi agreat de centru, chiar dacă își doresc acest lucru foarte mult. Da, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, succes mâine. Și eu vă mulțumesc. Seară frumoasă. Mai avem doar câteva momente din emisiune. Rog regia să sune și pe președintele executiv al PSD Gorj, domnul Ion Călinoiu. Așa este corect, sperăm ca și dânsul să intre în direct. Revin la ce spuneam înainte de intervenția domnului Dian Popescu. În seara asta, începând cu ora 23, se deschide o nouă ediție a campionatului mondial de fotbal, o sărbătoare pentru iubitorii acestui sport, un prilej de a ne desprinde oarecum de cotidian. Desigur, ca și la celelalte ediții din ultimii ani, Naționala României lipsește. Ați văzut cu doar câteva zile în urmă, Naționala sub 19 ani a luat bătaie acasă cu 5-0 de la selecționata Austriei, deci nici viitorul nu sună prea roz. Înțeleg că domnul Călinoiu nu binevoiește să vorbește cu noi, așa că punem punct ediției din această seară a panoului de onoare. Ne revedem săptămâna viitoare.